Statul român pregătește condiții de lux în penitenciar pentru fostul primar de Baia Mare, Cătălin Cherecheș. Întemnițat în prezent în Germania, acesta nu și-a dorit procedura de extradare din cauza condițiilor de detenție, dar și din cauza posibililor colegi de celulă. Potrivit avocatului lui Cătălin Cherecheș, Răzvan Doseanu, statul român promite în cazul unei posibile extradări condiții decente pentru acesta și un calendar riguros al locurilor unde ar urma să execute pedapsa. Statul român spune că după extradare ar fi încarcerat la Rahova pe perioada carantinei de 21 de zile, apoi ar fi transferat la penitenciarul Aiud, unde ar urma să fie plasat într-un regim închis și s-ar pregăti o cameră individuală cu o suprafață de 7,90 de metri pătrați, iar ulterior ar fi transferat după schimbarea regimului din închis în semideschis la penitenciarul Baia Mare, unde de asemenea înțeleg că ar fi pregătit o altă cameră de detenție de 14,34 de metri pătrați pe care ar împărți-o cu alte două persoane. Avocatul relevă două probleme din cauza cărora fostul edil din Baia Mare a refuzat extradarea simplă. Prima ar fi cine oferă certitudine acordată, admisă cererea de extradare și a ajuns în România. Domnul Cătălin Cherecheș ar beneficia exact de acele condiții, exact de acele camere care înțeleg că sunt pregătite special pentru dumnealui pe perioada întregii detenții. Asta ar fi o primă problemă. A doua problemă este în ce măsură o astfel de situație oarecum specială pentru domnul Cherecheș nu l-ar pune într-o poziție vulnerabilă în cadrul locurilor de detenție prin raportare la ceilalți condamnați